Bună seara, dragii mei, eu sunt Ana Marie și în această seară urmăriți Step by Step. Le avem alături de noi pe Mihaela Tătaru, președinte al Fundației Județene pentru Tineret Prahova, și pe Nicoleta Iliescu, coordonator PR și comunicare, tot al Fundației Județene pentru Tineret Prahova. Cele două sunt membre ale unei echipe minunate care a reușit să aducă un mare premiu orașului nostru. Bună seara! Bună seara! Mă bucur tare mult că sunteți alături de mine și sper să avem o discuție cât se poate de lejeră. Mulțumim pentru invitație! Aș vrea să începem prin a ne spune mai multe despre cum ați ajuns la această performanță și cum a ajuns orașul nostru să devină pentru prima dată capitala tineretului. Ei bine, performanța vine în urma unor lungi eforturi, pentru că noi am mai repetat de-a lungul timpului, atât eu cât și Radu Simionescu, cel de-al doilea manager al programului Ploiești Capitala Tineretului, că totul a început în 2017, când am colțit dorința de a intra în această competiție, pentru că ne-am dorit mai mult pentru orașul nostru. În 2017, Radu a fost cel care a inițiat prima candidatură a orașului. Nu a fost cu succes în acel an, dar după aceea ne-am dat seama că sunt foarte multe lucruri de pus la punct și de îmbunătățit, astfel încât cândva în viitor să putem să reaplicăm. Astfel că anul trecut am simțit că este momentul în care putem să facem din nou un efort comun alături de organizațiile Deși pentru Tinere și alături de municipalitate, astfel încât să reintrăm din nou în competiție și de ce nu să fim câștigători. Fapt pe care l-am dovedit, pentru că de-a lungul celor două etape ale competiției am reușit să obținem un punctaj bun și ne-am văzut în finală, unde am câștigat și titlul de Ploiești Capitala Tineretului pentru anul 2024. Înainte de a începe discuțiile despre subiectul pe care îl vom aborda astăzi, aș vrea să îmi spui în ce interval de vârstă se încadrează tinerii. Mă bucur că m-ai întrebat acest lucru, pentru că la nivel de comunitate este o problemă generală. Tinerii sunt de la 14 la 35 de ani. Dacă ne referim la tineri cu apelativul copii, automat îi subestimăm. Trebuie să fim din ce în ce mai conștienți că de la 14 la 35 de ani sunt tineri și au cu atât mai mult nevoie de încurajare și să-i considerăm ceea ce sunt, de fapt, tineri. Da? Sub 14 ani vorbim despre copii, de la 14 ani încolo ne referim la ei ca tineri. Aș vrea să-mi spuneți de ce ați ales această asociație și acest drum până la urmă. Fundația Județeană pentru Tineret Prahova a luat naștere în 2017, odată cu prima candidatură a municipiului Ploiești de a obține titlul de capitală a tineretului. Fundația este o umbrelă pentru mai multe organizații Deși pentru Tineret. Reunește 14 organizații și practic suntem entitatea reprezentativă la nivel de județ în domeniul tineretului. Ne dorim să deținem acest titlu de entitate reprezentativă pe merit și pe faptul că noi păstrăm o legătură constantă cu reprezentanții structurilor și ne dorim să îmbunătățim comunicarea și colaborarea cu toate ONG-urile Deși pentru Tineret. Deci nu a fost neapărat o alegere voită, a venit de la sine ca urmare a implicării în acest domeniu de tineret. În schimb, la mine a fost o alegere voită, pentru că eu m-am alăturat proiectului de-abia anul trecut, în august. Nu a trecut un an de când mă implic și sunt foarte mulțumită și mândră că am ales să mă implic în fundație. Am auzit despre proiect pe social media și am zis, trebuie să merg și eu. E o oportunitate uriașă pentru orașul nostru și pentru tineri în general. Iar eu, fiind studentă și făcând parte deja dintr-o asociație membra a fundației, din Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești, am spus atunci că e un motiv bun să unim și asociațiile de tineri din comunitatea noastră și să lucrăm împreună la un proiect care să aducă un beneficiu și succes orașului și comunității. Succes care a și apărut, evident. Știu că este vorba de o echipă foarte mare în această fundație și vreau să-mi spuneți cât de importantă este această echipă și conexiunea care apare între voi. Echipa este totul. Pentru că, așa cum am mai spus de-a lungul timpului, un om nu poate duce un asemenea program sau o asemenea competiție, cum a fost în cazul nostru anul trecut. De unul singur nu putem reuși, astfel încât
ne dăm seama pe zi ce trece că este important să ne și mărim echipa, să și colaborăm mai mult. Avem nevoie de tineri cu o viziune nouă, cu idei creative, astfel încât împreună cu cunoștințele pe care noi, care suntem tot tineri, dar cu mai multă experiență, să putem să ajungem să avem un program pentru 2024 în care să se regăsească toate categoriile de tineri și să oferim oportunități de dezvoltare personală și profesională. Pentru că, de fapt, aici este secretul și asta ne propunem. Pe lângă faptul că ne dorim să dinamizăm un pic viața socială a tinerilor, vrem să-i ajutăm să crească frumos, să creăm acele oportunități care să-i ajute să se dezvolte la ei în oraș. Că tot ai menționat, știu că puneți foarte mult accent pe dezvoltarea personală. Da, așa este. Noi avem tot felul de ateliere, tot felul de activități. Voluntarii noștri ies din zona lor de confort atunci când sunt într-o echipă de organizare. La școală nu au întotdeauna oportunitatea de a face anumite lucruri, astfel încât atunci când vin la activități și trebuie să organizeze, trebuie să facă anumite lucruri pe care în mod normal nu le fac, automat ies din zona de confort și cumva învață dacă sunt buni pe partea de logistică, organizare sau pe partea de comunicare. Deci cumva și identificăm potențialul lor, astfel încât în următoarea dată ei să fie în echipă exact pe postul unde au cele mai bune abilități și competențe și să-și îmbunătățească modul de lucru. De obicei își găsesc mai multă înțelegere în cadrul fundației decât poate în cadrul clasei din care vin sau în cadrul școlii în care vin. Aici nu aș putea să spun neapărat, pentru că diferă de la clasă la clasă, de la școală la școală. Sunt licee și școli în oraș care, atât cât le permite structura programului, le oferă oportunități de dezvoltare. Noi nu vrem să fim o concurență pentru aceste instituții și pentru cadrele didactice care vor să facă ceva altfel pe lângă program. Noi suntem un ajutor, un sprijin, astfel încât tinerii să vadă ce înseamnă să lucrezi în domeniul de tineret, care sunt posibilele joburi în acest domeniu, cu ce se ocupă acest domeniu de tineret, ce înseamnă un ONG, ce înseamnă să faci voluntariat. Deci, practic, nu suntem în competiție, ci vrem să fim un ajutor. Da, de fapt, ne completăm unul pe celălalt, pentru că educația, în aceeași măsură, este importantă și atunci când se realizează într-un mediu formal, la școală, dar și într-un mediu informal, prin activitățile extracurriculare pe care noi le organizăm. Extraordinară experiență. Mă uit la adolescenții de vârsta mea care participă la activitățile voastre și sunt din ce în ce mai hotărâți și mai încrezători. Vreau să-mi spuneți ce va însemna Capitala Tineretului pentru Ploiești. Capitala Tineretului din România în anul 2024 pentru Ploiești reprezintă un context în care tinerii pot fi împuterniciți. Noi, da, suntem o echipă care coordonăm lucrurile și alături de colegul meu, Radu Simionescu, suntem cumva cei care avem o privire de ansamblu, dar vrem să împuternicim tinerii să preia inițiativa. De fapt, noi asta ne dorim cel mai mult. Vrem ca, inclusiv după anul 2024, tinerii să aibă încredere în forțele proprii, astfel încât ideile lor de a implementa un proiect în comunitate, de a lua inițiativă cu privire la o problemă din comunitate, să prindă viață, să fie cei care fac lucruri, să fie motorul comunității. Pentru că până acum am asistat la o vreme de, nu știu cum să zic așa mai drăguț, o liniște așa, nimeni nimic, toată lumea e bine, dar de fapt erau foarte multe probleme. Tinerii pot fi motorul schimbării, pentru că în momentul în care își formează o echipă, un grup care, să zicem, avem un exemplu pe partea de plantare și curățenie. Avem tineri care vor să fie mai eco, mai verde orașul. Practic, noi care avem mai multă experiență, aducem oportunitățile, spre exemplu, colaborarea cu Act for Tomorrow, am ecologizat zona de la Gara de Nord, tinerii au venit în număr destul de mare
și au simțit că sunt parte din ceva mai mare și că în momentul în care ei contribuie, le aduce așa o mulțumire. Deci pentru Ploiești va reprezenta o mare oportunitate și noi am început încă de anul acesta să implementăm, să testăm niște activități, să vedem ce anume se potrivește comunității și tinerilor noștri, pentru că diferă comunitățile de la un oraș la altul, astfel încât în 2024 să avem un calendar de activități complex și fiecare să găsească ceva de făcut în orașul lui. Tinerii au observat implicarea voastră și bănuiesc că își dau seama și sunt conștienți de ce oportunități urmează pentru ei din punctul acesta de vedere. Da, alături de întreaga echipă ne dorim să atragem cât mai mulți tineri lângă noi. De asemenea, nu vrem să fie doar un slogan sau ceva foarte frivol, ci ne dorim ca să avem aproape tinerii care chiar vor să facă lucruri, pentru că noi ca echipă nu ne dorim doar un număr de voluntari pe care să-l raportăm la final de această capitală, ci vrem acțiuni cu rezultate și tineri care să fie mândri că sunt ploieșteni și că fac parte dintr-o organizație, dintr-o echipă și că ideile lor prin viață. Cât de important este voluntariatul în viața tinerilor? Aici o să vorbesc întâi personal, pentru că pentru mine este foarte important voluntariatul. Fac voluntariat încă din 2011. Este o componentă fără de care eu astăzi și Mihaela nu m-aș vedea la stadiul în care sunt și cu siguranță nu aș fi fost așa. Am învățat foarte multe lucruri. Da, voluntariatul nu este plătit, dar de fapt câștigi foarte mult. Câștigi experiență, câștigi competențe, abilități care pot fi folosite și în alte contexte și care te ajută să te dezvolți. Povestea voluntariatului nu cred că o poate povesti cineva astfel încât să convingă 100% pe altcineva, ci efectiv trebuie trăită. Experiența voluntariatului trebuie trăită, de aceea eu de câte ori am ocazia să vorbesc cu tinerile, le adresez această provocare să facă voluntariat pe bune și nu o lună, două, ci pe termen lung, astfel încât să poată simți și beneficiile voluntariatului. Și Nico, de asemenea, are povestea ei despre ce înseamnă voluntariatul. Da, după cum a spus și Mihaela, este o părere subiectivă. Fiecare persoană trăiește voluntariatul într-un mod propriu și puterea exemplului este foarte mare. Eu fac voluntariat de 3 ani, de când am început facultatea, și treptat m-am implicat în mai multe organizații, atât de tineret, la nivel local, județean, dar și național. Și pot spune că experiența voluntariatului m-a ajutat să mă dezvolt pe mai multe arii, atât în domeniul academic, dar și dezvoltarea personală și profesională, despre care ai menționat și tu mai devreme. Și nu m-aș vedea altfel dacă nu aș face în continuare voluntariat și dacă nu aș fi făcut în acești 3 ani voluntariat. Pentru că m-a schimbat foarte mult. Nico de acum 3 ani care nu făcea voluntariat e total schimbată de Nico din prezent. E o experiență care te marchează într-un mod pozitiv și da, lucrurile pe care le înveți rămân pe viitor. Am auzit din nefericire mulți tineri care își doreau să facă voluntariat, dar nu știau unde se pot implica, cum se pot implica, ce le-ar face plăcere să facă. Cum își pot găsi locul potrivit pentru ei? Din punctul meu de vedere, aspectul acesta ține foarte mult de fiecare în parte. Tinerii, din nefericire, s-au obișnuit să primească informațiile pe tavă. Realitatea ne spune că atunci când îți dorești cu adevărat ceva, depui puțin efort și faci o mică muncă de cercetare. Cauți, te interesezi, adică dacă chiar vrei să fie pe bune experiența ta, atunci clar depui un pic de efort astfel încât să merite. Noi suntem prezenți pe social media, pe Facebook, pe Instagram, avem și un site care este în lucru momentan.
cumva și de la tânăr la tânăr poate ajunge informația despre oportunitățile de voluntariat, dar și pe social media. Nu toate organizațiile sunt potrivite pentru toate categoriile de tineri. Sunt tineri care caută un anumit lucru în mod special și merg țintiți către o organizație care le poate oferi acel lucru. Personal nu încurajez vânătoarea de diplome, pentru că la un moment dat degeaba ai dosarul plin de diplome dacă, de fapt, în momentul în care trebuie să... Să exemplifici ținut, da. Sau să dai dovadă de anumite abilități sau competențe, nu poți să faci asta. Dar consider că sunt destul de multe organizații în Ploiești, tinerii au de unde alege. Fundația Județeană pentru Tine Prahova are activități pe un palier larg. Nu avem doar un segment, spre exemplu, sportiv sau de incluziune, ci efectiv avem toate ariile de interes în care s-ar putea implica tinerii. Ce trebuie să mai înțeleagă tinerii, pentru că este o emisiune pentru tineri și ne adresăm direct lor, este că dacă de la o primă activitate simți că nu ți-ai găsit locul, nu trebuie să îți iei jucăriile, să pleci acasă, să zici, vai, nu se face nimic la voluntariat, ci din contră poți să vorbești cu coordonatorul sau cu reprezentantul organizației și să-i spui, uite, mi-ar place să fac asta sau aș vedea lucrurile altfel. Tinerii acum renunță foarte ușor. Dacă ei cumva se simt nebăgați în seamă, pentru că vorbim în unele organizații de un număr mare de voluntari, devin inactivi. Adică sunt acolo pe grupurile de comunicare, dar apar la evenimente când și când. Nu renunțați de la prima nemulțumire, ci dacă chiar vreți să învățați lucruri și să fiți parte dintr-o organizație, important este să rămâneți constanți și să vă implicați. Pentru că ține și de fiecare în parte, dacă vor urmări doar diploma și adeverința, cu siguranță vorbim de niște lucruri frivole, dar dacă vrem calitate, este vorba de timp și energie investită. Și cu siguranță există câte un loc potrivit pentru fiecare tânăr în parte. Există diverse departamente în care se pot implica. Eu, spre exemplu, mi-am descoperit pasiunea principală tot prin voluntariat, și anume arta de a scrie, așa cum o numesc eu. Și prin departamentul de PR am reușit să comunic și să ajung la cât mai mulți tineri care își doresc să se implice tot pe partea asta de comunicare, social media și tot ce înseamnă conexiune între tineri. Considerați că se pune destul accent pe promovarea voluntariatului? Nu atât de mult pe cât ar trebui, poate. Încă ne confruntăm cu prejudecățile generațiilor mai mari. Dar descoper cu bucurie profesori care încurajează voluntariatul și nu numai profesori. Sunt contexte, sunt organizații, instituții care promovează. Pentru mine, faptul că Filarmonica Paul Constantinescu la aproape toate evenimentele are o echipă de voluntari, Teatrul Toma Caragiu la festival are o echipă de voluntari, Casa de Cultură Ion Luca Caragia ale Municipiului Ploiești la festival la fel au o echipă de voluntari, înseamnă că, într-un fel, este încurajat și din acest unghi voluntariatul. Dar cred că mai avem puțin de lucru pe partea aceasta de promovare. Poate că și organizațiile ar trebui să facă o promovare mai constantă, da, și amănunțită cu privire la importanța voluntariatului. Dar rămân la părerea că important este ca tinerii care sunt voluntari să vorbească cu cercul de prieteni și să le spună pe bune cât de important este pentru ei să fie voluntari și care sunt părțile bune și cum îi ajută voluntariatul. Până la urmă, cred că din vorbă în vorbă e cea mai frumoasă reclamă. Cum îi putem atrage pe tineri? Pe înțelesul lor. Să-i facem să înțeleagă cât de frumos este de fapt voluntariatul și exact ce ai spus și tu, că nu ne bazăm doar pe o diplomă și doar pe o adeverință la final pe care să o punem la dosar. Cum îi putem face să înțeleagă ce e în spate? Pentru că până nu ajungi acolo, nu poți să-ți dai seama. E simplu, prin implicarea lor.
Prin faptul că noi, ca lideri de organizații, le acordăm încrederea să se ocupe de un eveniment de la început până la final, prin faptul că le creăm contexte prin care să experimenteze tot felul de evenimente, mai mult de atât nu putem face, pentru că până la urmă este o decizie personală și fiecare în parte trebuie să simtă ce înseamnă să fii voluntar, să aparții de o organizație, să fii într-o comunitate de tineri care face lucruri. Pentru că de multe ori, trebuie să recunoaștem, nu este tocmai simplu, sunt și foarte multe provocări și foarte multe obstacole câteodată, dar tocmai asta e frumusețea, că nu este nimic lin, ci efectiv prin fiecare activitate, fiecare provocare care apare, înveți lucruri noi și îți dai seama ce poți să faci mai bine, ce ai fi putut să faci altfel și lucrul ăsta contribuie la dezvoltarea fiecăruia în parte, pentru că și noi, chiar dacă avem o experiență mai mare, învățăm constant de la tinerii cu care lucrăm. Suntem de multe ori copleșiți de diversitatea lucrurilor pe care putem să le învățăm de la tineri și asta ne menține activi. Tot ca să-i atragem, știm cât de importantă este și prezența noastră în online. Și de fiecare dată când am organizat un eveniment, am dat anunțul din timp, tinerii au văzut despre ce este vorba și dacă subiectul a fost de interes pentru ei, s-au înscris. De fiecare dată punem un formular de înscriere și la finalul activității, bineînțeles că revenim și cu fotografii. Și au un mare impact asupra lor pentru că văd cum se desfășoară evenimentul respectiv, chiar dacă nu participă direct la el. Și data viitoare, când se mai organizează o activitate de acel tip, doresc și ei să se implice. De curând a fost Săptămâna Națională a Voluntariatului și vreau să-mi spuneți mai multe despre ce a implicat acest lucru. Săptămâna Națională a Voluntariatului este o săptămână în care este promovat și încurajat voluntariatul. Noi am înscris mai multe activități în calendarul național, pentru că la nivel național există o organizație ProVobis care cumva centralizează toate activitățile din țară dedicate Săptămânii Naționale a Voluntariatului și am demarat toate procedurile și am stabilit un calendar de activități astfel încât tinerii să aibă oportunitatea de a se implica, de a organiza și de a participa la activități diverse. Și aici Nico poate veni cu mai multe detalii ca să ne povestească despre Săptămâna Națională a Voluntariatului, pentru că știu că este unul dintre proiectele ei de suflet. Am avut activități săptămâna aceasta aproape în fiecare zi și sunt foarte bucuroasă că fiecare dintre ele, deși au vizat un domeniu diferit, au avut un mare impact asupra tinerilor. Am avut activități și sportive și de reprezentare și politici pe tineret. Am avut, în primul rând, forumul ONG Prahova pe 16 mai, în cadrul căruia au participat 14 asociații și organizații din societatea civilă. Apoi, pe 18 mai, am avut Sports for Youth, care a vizat Ziua Națională a Sportului. Și tinerii au fost foarte bucuroși și au avut libertatea de a alege să se joace badminton, basket, tenis, diverse și au spus că vor să facem mai des astfel de activități pentru că legătura dintre ei se vede și în momentul în care se joacă în echipă și sunt și competitivi, mai ales. Bun. Am organizat de asemenea, tot pe partea sportivă, Crossul Bucuriei la Sala Sporturilor Olimpia și aici am vizat atât tinerii cât și copiii, dar și adulții. Am avut probe începând de la 5 ani până la peste 35 de ani și de asemenea evenimentul s-a bucurat de un mare succes pentru că oamenii ne-au văzut acolo implicați și chiar dacă nu se înscriseseră deja pe formularul nostru, au venit și s-au înscris pe moment pe lista de prezență și au participat la activitate. A avut un mare impact și am avut foarte mulți copii bucuroși care au venit și
Premiile au fost pe măsură, au fost din domeniul cultural. Am avut câteva abonamente la filarmonică și la teatru. Tot pe 21 am organizat și... Vrei tu, Mihaela, să spui? Trebuie să recunoaștem că luna mai a fost o lună plină de evenimente. Perioada Săptămânii Naționale a Voluntariatului a coincis și cu zilele municipiului Ploiești, fapt care a presupus mai multe activități. Dacă Săptămâna Națională a Voluntariatului a început pe 15 mai cu o simulare a MUNESCO organizată de Asociația Masterpiece, după aceea a continuat cu forumul ONG, unde în parteneria cu Asociația Viitorul Tinerilor s-a desfășurat întreaga activitate. Săptămâna s-a încheiat cu o întâlnire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, unde mai multe organizații au fost prezente, printre care Asociația Eurospirit, Viitorul Tinerilor, Tinerii Voluntari Valea Călugărească. Practic, cumva am încercat să aducem tot sectorul de și pentru tineret și să le arătăm tinerilor că sunt mai multe organizații care pot să contribuie la tot ce înseamnă program și activități de și pentru tineret. Iar weekendul 19-21 a fost weekendul în care am sărbătorit zilele municipiului Ploiești, iar pentru că noi avem o colaborare cu primăria în ceea ce privește programul Ploiești, Capitala Tineretului 2024, am avut activități pe care le-am organizat în co-management, astfel încât să vedem cum merg lucrurile, ce putem face împreună și la anul, când vom deține titlul de Capitala Tineretului, să avem niște evenimente care să meargă strună și care să fie, să fie calibrate pe nevoile tinerilor și ale comunității. Da, Crossul Bucuriei a fost organizat în parteneria cu Primăria Municipiului Ploiești, a fost, din punctul nostru de vedere, un eveniment care a adus la oaltă atât copii, tineri, cât și adulți și ne-a bucurat să vedem energia și deschiderea lor pentru a participa la astfel de evenimente. Am avut și o expoziție de fotografie, o expoziție extraordinară, realizată împreună cu Asociația Eurospirit și doi fotografi de renume din Ploiești. Urmează în curând să o amenajăm din nou în centrul orașului, pentru că în ultima perioadă au fost probleme cu vântul și a trebuit să o strângem, dar considerăm că am avut o perioadă de câteva zile în care am testat activități și am încercat să aducem publicului ploieștean și altfel de activități. Dacă unii au ales să meargă la concertele oferite seara, tinerii au avut oportunitatea de a participa la un treasure hunt, spre exemplu, sâmbăta. Un treasure hunt cu tematică culturală organizat de Fundația Județeană pentru Tineri Prahova în parteneria cu Asociația Tinerii Voluntari Valea Călugărească. Practic, au fost echipe care au descoperit poveștile din spatele personalităților ale căror statui le găsim în municipiul Ploiești. A fost o aventură extraordinară pentru ei și nu ne așteptam să fie atât de mulți tineri înscriși. Fapt care ne-a bucurat. Ne dorim să facem mai multe lucruri de genul acesta. Așa cum am spus, să oferim alternative și de ce nu să avem mai multe proiecte în parteneria cu Primăria Municipiului Ploiești. Trebuie să spun că acest titlu de Capitala Tineretului din România pentru 2024 al municipiului Ploiești va fi implementat și tot programul va fi implementat în co-management cu Primăria Municipiului Ploiești, tocmai pentru că ne dorim ca multe dintre evenimentele pe care le vom testa să rămână pe o perioadă mai lungă de timp, nu doar în anul de capitală, ci și după aceea. Ca punct de referință. Suntem conștienți că unele evenimente nu vor avea o viață atât de lungă, dar în același timp suntem conștienți că putem să identificăm și evenimentele care pot ajunge la mai multe ediții și să rămână o constantă în domeniul acesta și să ofere oportunități tinerilor. De asemenea, suntem conștienți că nu putem să venim de la început cu o paletă atât de largă de activități, pentru că, așa cum am zis, și noi încă învățăm și testăm și nu suntem
suntem perfecți, dar în momentul în care avem o activitate, exact cum spunea și Nico, venim cu un formular de feedback. Este foarte important ca tinerii voluntari, adulții, ploieștenii, să completeze formularele de feedback, astfel încât noi să înțelegem cam cum stau lucrurile și cum sunt văzute lucrurile din exterior. Tocmai pentru a ne îmbunătăți modul de comunicare, activitățile și felul în care ne implicăm în comunitate. Înainte de a discuta despre fiecare activitate care a avut loc în parte, vreau să-mi spuneți dacă orașul nostru avea nevoie de culoarea pe care ați oferit-o această săptămână. Da, cu siguranță avea nevoie. Se poate și mai mult și mai bine, asta este clar. Nu avem așteptările de a fi noi cei mai buni, cei mai... Nu, dar important este că muncim în sensul acesta și tinerii noștri fac voluntariat, nu e nimeni plătit, toată lumea face voluntariat. Asta înseamnă că pe timpul și energia noastră ne străduim să aducem o pată de culoare orașului. De multe ori poate că informația despre evenimentele noastre nu ajunge la toți tinerii din Ploiești, dar ne dorim să spargem cât mai multe bule și informația să ajungă mai departe. Cum au primit tinerii care nu sunt implicați încă în voluntariate aceste activități? Au fost destul de contrariați unii dintre ei. Alții au dorit informații cu privire la modalitatea de înscriere în fundație. Noi, în momentul de față, avem formularul de înscriere pentru voluntari activ în online. Poate fi completat de către tinerii care sunt interesați. Atitudinile sunt diverse. Mulți nu înțeleg ceea ce facem noi pentru că nu cunosc întreg contextul și au doar frânturi de informații cu privire la ce înseamnă acest program, dar sunt și mulți care ne felicită pentru curaj. Am întâlnit foarte mulți care ne-au felicitat pentru curaj, pentru că, da, este nevoie de curaj să încerci să ieși din cutiuță și să faci ceva altfel. Acum aș vrea să începem să discutăm despre activitățile pe care le-ați organizat în parte. Și, în primul rând, vreau să-mi spuneți cum v-au venit ideile pentru activități. Ideile pentru activități au venit de la tineri și alături de reprezentanții organizațiilor membre, pentru că nu este de ajuns să ai o idee, trebuie să găsești și contextul prin care o poți pune în practică, astfel încât să o duci la momentul implementării. Dacă vorbim despre simularea UNESCO, aici vorbim despre Asociația Masterpiece, care deține experiență și know-how pe tot ce înseamnă această simulare UNESCO. Deci, practic, tinerii care își doreau ceva în sensul acesta au fost puși în contact cu reprezentantul Masterpiece și au mers lucrurile în echipă, astfel încât fiecare tânăr să poată implica acolo unde a simțit că vrea să se implice. Prima activitate a fost legată de forumul ONG Prahova, în care s-au discutat chestii legate de starea tinerilor prahoveni. Care este starea tinerilor prahoveni în momentul de față? Sunt din ce în ce mai mulți tineri care își doresc să se implice, însă încă nu au găsit un context. Și prin această oportunitate, cât și prin titlul de Capitala Tineretului din România în 2024, ne dorim să atragem cât mai mulți tineri care să se implice strict pe domeniile dorite. De asemenea, la forumul ONG, noi am discutat și despre 2023, care este anul european al competențelor, și despre obiectivele pe care Uniunea Europeană le are în vedere pentru tineret. Ne-am bucurat foarte mult pentru că au fost prezenți în sală și tineri de la Consiliul Județean al Elevilor, dar și reprezentanța în Consiliului Național al Elevilor. De asemenea, am avut un reprezentant și de la Concordia și de la Asociația Tinerilor care vorbesc germană. Adică este o diversitate care trebuie promovată și încurajată să iasă la lumină. Și cumva prin activitățile noastre, fiecare
organizație are oportunitatea de a veni cu propriile idei și cu dorința de implicare. Și împreună putem implementa fiecare proiect. Dorință să existe. Ați mai avut activități legate de sport. Și vreau să-mi spuneți cât de important este să se pună mai mult accentul pe sport în viața tinerilor. Este foarte important sportul pentru dezvoltarea complexă a fiecărui tânăr în parte, pentru că suntem o generație de sedentari, ăsta este adevărul, dar prin activitățile sportive pe care noi le-am implementat și pe care urmează să le mai implementăm, ne dorim să promovăm mișcarea și toate beneficiile pe care le poate aduce sportul în viața fiecăruia dintre noi. Ei s-au simțit conectați de activitățile legate de sport pentru că au ocazia să lucreze în echipă. Cât de important este să învețe, să lase de la ei poate în anumite situații pentru echipă? Să știi că ne-am confruntat cu astfel de situație. La un moment dat, un joc nu a mai ținut cont de punctajul obținut. Și am spus, ok, atunci nu este nicio problemă, suntem o echipă și am venit aici să ne distrăm și să ne conectăm, să obținem timp de calitate împreună. Și au renunțat la competiție și dorința lor de a se conecta și de a socializa și a lega noi prietenii s-a văzut și energia de care au dat dovadă a fost la cote maxime și cu siguranță vom mai organiza o astfel de activitate pentru că am văzut feedback-ul lor și are potențial, iar sportul ar trebui să fie mult mai promovat la noi în oraș. În cazul Treasure Hunt-ului au avut ocazia să învețe istorie într-un mod distractiv. I-a atras mai mult chestia asta decât istoria pe care o învață în bănci? Cu siguranță, pentru că a fost o metodă non-formală de educație și cumva fiind și o provocare la mijloc și faptul că au avut o echipă și nu s-au simțit constrânși, a contribuit la o energie foarte bună și la o deschidere a tinerilor către partea aceasta culturală de istorie. Noi ne-am propus să mai repetăm experiența și cu alte grupe de tineri și sperăm să fie aceeași deschidere, astfel încât să avem pentru toți tinerii o modalitate de a se implica, măcar de a descoperi o informație nouă, de nu știu, de multe ori trecem prin oraș, dar nu suntem atenți la detalii, dar dacă aflăm povestea din spatele persoanei a cărui statuie o vedem sau povestea locului sau a clădirii, lucrurile prind cumva altfel rădăcini în mintea și în inima fiecăruia dintre noi. Și tot din sfera Treasure Hunt-ului, înainte de Săptămâna Națională a Voluntariatului, noi am sărbătorit și Noaptea Internațională a Muzeelor. Și în jur de 40 de voluntari și tineri care și-au dorit să se implice, au avut de făcut un traseu între mai multe muzee de la noi din Ploiești și au descoperit diverse lucruri noi și au avut diverse task-uri de rezolvat astfel încât să ajungă la un răspuns. Și chiar prinde acest tip de exercițiu și mai ales fiind o modalitate informală, așa cum a spus și Mihaela, este mult mai ușor să-i atragi și învață singur, nu trebuie împinși de la spate. Înainte de concertele care au avut loc cu ocazia Zilelor Ploieștiului, a fost organizat un flashmob care a avut un mesaj foarte puternic și aș vrea să vorbim despre acest mesaj. Dar mesajul nostru este că tinerii sunt cei care pot aduce schimbarea în comunitate. Flashmobul nostru a fost un exemplu de mobilizare, a fost organizat în parteneriat cu secția de gimnastică ritmică a CSM și mulțumim pe această cale doamnei Simona Puiu pentru toate lucrurile frumoase pe care le-a făcut pentru echipa care și-a exprimat dorința să participe. Tinerii au nevoie și de activități de acest gen. Nu toți au abilitățile pentru dans, dar trebuie să recunoaștem că unii sunt înclinați pe partea aceasta și melodia Dreamers are un mesaj puternic pentru că noi considerăm că am dovedit și
dovedim în continuare că putem să facem lucruri și vă invităm să ascultați melodia, să citiți versurile și să fiți parte alături de noi în toată această călătorie, pentru că vorbim de anul 2023, an în care testăm niște evenimente și activități, anul 2024, anul de implementare a titlului, și anul 2025, anul de follow-up, când atunci evaluăm și vedem ce rămâne în urma anului de capitală. Și noi ne dorim să rămână atât energia cât și tinerii să rămână constanți în activități și organizațiile, dar și municipalitatea să rămână angrenată în comunicarea cu organizațiile, cu tinerii, și tinerii să fie văzuți ca potențialul de dezvoltare al orașului, la nivelul la care chiar trebuie să fie văzut, și nu doar sunt și tineri în oraș și atât. Per ansamblu, Săptămâna Națională a Voluntariatului a fost o reușită. Din punctul nostru de vedere, da. Și Săptămâna Națională a Voluntariatului a fost o reușită și activitățile organizate cu ocazia zilelor municipiului Ploiești au fost la fel de reușite. Bineînțeles, etalonul spune că orice lucru poate fi îmbunătățit. Dar pentru început considerăm că am avut un start bun și sperăm în continuare să avem o colaborare frumoasă cu toate structurile implicate, atât de tineret, cât și reprezentanții autorităților publice locale. Ne dorim să aflăm părerea atât a participanților, dar și a tuturor cetățenilor care au auzit sau au văzut activitățile noastre. Și în momentul de față am dat start unui formular de feedback care se poate găsi atât pe Instagram cât și pe Facebook, pe paginile Ploiești Capitala Tineretului, dar și Fundația Județeană pentru Tineret Prahova. Și ne dorim să aflăm părerea tuturor, pentru că va fi importantă și în implementarea viitoarelor noastre evenimente și proiecte. Ce alte activități urmează pentru care tinerii trebuie să înceapă să se pregătească încă de pe acum? În momentul de față, noi suntem angrenați într-o colaborare cu cei de la MRS și... Nu avem voie să dăm... Nu e nicio problemă acum, se iartă. Pentru concertul caritabil de pe 16 iunie, echipa noastră de voluntari este activă pe teren și... contribuie atât cât poate fiecare tânăr în parte, astfel încât să ajungem la cât mai mulți cetățeni care vor să doneze sau vor să-și procure un bilet pentru acest concert. Pentru noi este important pentru că tinerii sunt motorul și ei sunt cei care pot să dea dovadă de empatie și de contribuție la o cauză nobilă, pentru că vorbim de Spitalul de Pediatrie din Ploiești și întreg evenimentul este pentru această cauză. Iar tinerii noștri, undeva la peste 40 de voluntari, sunt angrenați în tot ce înseamnă partea de voluntariat pentru acest eveniment, fie că vorbim de bilete, fie că vorbim de task-uri tehnice sau logistice. Bun. Am ajuns pe finalul emisiunii și aș vrea să transmiteți ceva tinerilor care ne-au urmărit astăzi. Personal, eu doresc să vă spun că puteți oricând să ne contactați pe paginile noastre de social media și vă așteptăm alături de noi. Vă așteptăm să vă înscrieți pe formularul de voluntari și vă așteptăm la activitățile noastre. Poate timpul nu vă permite să participați constant ca voluntari, dar poate punctual la activități puteți fi prezenți, așa că vă așteptăm alături de noi. Iar ideile voastre sunt foarte importante pentru noi și cu siguranță vă veți găsi un loc unde să vă simțiți în largul vostru și să și cu siguranță veți găsi un loc unde să vă simțiți în largul vostru, unde să creați conexiuni cu alți tineri și să dobândiți abilități despre care nici nu credeați că puteți afla. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Sper să reveniți în emisiunea mea și cu alte ocazii și vouă vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă urez o seară minunată.